să adorm. Hei, scumpă, de ce nu dormi? Iar ți este frică? Da, mereu mă gândesc la monstrul de sub pat. Dar am tot verificat, nu este nimeni și nimic acolo. Ai verificat ieri, dar dacă acum iar a apărut? Te liniștește dacă mă uit iar? Da, te rog. Aha, după cum ziceam, ești în siguranță, nu e nimeni aici. Mulțumesc mult, mami. Chiar apreciez. Acum o să pot să adorm liniștit. Cu drag, noapte bună. Noapte bună. Of, nu pot să adorm. De ce? Sunt stresată. Ce te frământă? Mâine am o ședință importantă la muncă, iar șeful meu mi-a zis că vrea să vorbim după asta, dacă mă concediază. Of, înțeleg. Totuși, poate vrea să te ofere o promovare. Ai fost foarte productivă la muncă luna trecută. De ce trebuie să te gândești mereu la ce e mai rău? Da, ai dreptate. Nu știu de ce mereu am tendința să fac asta. Mi-e poftă de ceva dulceluș. Parcă aveam pe aici pe undeva la bucătărie o ciocolățică. Aici nu e. Aici nu e. Aici nu e. Aici nu e. Nici aici nu e. Nu o pot găsi. Dacă a ascuns-o mama, știa că o să o caut. Acum chiar am nevoie de ceva dulceluș. Simt că o să leșin. Am nevoie urgent de ceva dulce. Stai așa, acum realizez că am ratat să mă uit în sertarul ăla. Te rog, fii aici. Te rog, te rog, te rog, te rog, fii aici. Absolut delicios, divin. Gurița mare. A. A. Haide. A. Dintele ăla nu o să se repare singur. Vine albinuța. E poftă de ceva, dar nu știu de ce. Ardei. Nu. Castravieți. Șuncă. Ouă. Ciocolată. Vai, ce apetisantă e. Nu, nu pot. Deja m-am îngrășat 3 kg. Dacă mănânc, poate mă îngraș iar și nu mă încap în nicio pereche de pantaloni. Ah, nu, mai bine stăteai în frigider. Haideți, prieteni! Facem o treabă grozavă aici! Aproape am câștigat! Atacați-l pe cel din stânga! Bine, stânga deci. Hai, 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 hai! O, nu! Am ratat ținta, scuze! Fira, am pierdut! Aolo,
ești varză la jocul ăsta, ne strici toată echipa. Știi ceva? Te dăm afară. Du-te și te joacă jocuri Barbie, nu bătăli dacă ești un bebeluș. Vă rog, n-am fost agentă doar o clipă. Hai să mai încercăm o dată. Intrăm într-un nou meci? Papara tato. O, nu! Chiar m-au dat afară din echipă? În ritmul ăsta nu o să mai fac niciodată, prieteni! Asta e și chiar drăguță, o postez pe Insta. Perfect! Deja 7 like-uri? Mamă, dar rapid! Wow, și un comentariu! Ia să vedem. Arăți de parcă te-a lovit mașina de mai multe ori. De ce ai fața așa strâmbă? Măcar te uiți în oglindă înainte să postezi? Nu mai posta, nu vrem să-ți vedem moaca. Mă declar traumatizată. Ce e în neregulă cu fața mea? Măcar până vine mama sau tata acasă. Alo, mami? Da, dragă, ce s-a întâmplat? E ceva urgent? Sunt un pic ocupată cu munca. Am văzut. E... Calmează-te. Ce ai văzut? Unde ai văzut? Un păianjen la baie. Ai închis ușa? Da. Perfect, în acest caz nu trebuie să-ți faci griji. Hai că cred că ajunge și tati acasă în 20 de minute și rezolvă el. Bine, o să stau cât mai departe de baia aia. Aoleu, ia să vedem turtița de păianjen. Unde e turtița mea de păianjen? Ok, cred că a venit timpul să-mi fac bagajele și să mă mut. Pa, pa, păianjenar! De azi înainte, asta e casa ta. Așa... Fundița vreau să fac mov. Mov e culoarea mea preferată. Sau fac roz. Aoleu, s-a stins lumina. Mi-este frică. Mami! Mami, au ceva ciudat lângă mine. Ajutor! Gata, puișor, sunt aici aproape. Am aprins o lumânare să avem puțină lumină. Bine că ai venit, iar faptul că ai aprins o lumânare este o idee genială. Așa nu mai stăm în total întuneric. Deci e super captivantă cartea asta, nu mă pot opri din a o citi. Aoleu, iar am uitat să plătesc factura la lumină? Vai de capul meu, dacă ne-au tăiat curentul pentru datorii, eu oare am plătit lumina luna trecută? Am plătit-o eu, stai liniștită, probabil e o pană de curent. Ah, ai venit și tu aici, la fix, chiar îmi făceam griji referitor la facturi, deci ai plătit-o tu, sigur? Foarte sigur, stai liniștită. Super, dar adu-te rog și tu o lanternă, că nu văd nimic. Ok, stai să încerc să o găsesc. Hei, eu sunt Răbiuța și îți mulțumesc că ai ales să te uiți la acest videoclip dintre toate videoclipurile pe care puteai să le alegi de pe YouTube. Nu uita să apreciezi acest videoclip cu un like, să te abonezi pentru mai mult content pe care îl creez din toată inima pentru voi. Iar acum a venit momentul meu preferat, mențiunile. Adamiță 1.0 îmi spune: eu mi-am luat o pianină, un fel de orgă, numai că un pic mai mică. Aici îmi răspundea la una dintre întrebările pe care le-am lăsat eu într-un clip oarecare și felicitări, Adamiță, sper să te bucuri de ea.
Robertina Ulf, respect vrăbiuța. Pupici, Robertina. Fan page, super videoclip, te ador, Laura. Mulțumesc mult. User îmi spune prima, respect. Respectul e din partea mea pentru tine, pentru că te uiți la videoclipurile mele. Mulțumesc mult. Oficial, Pitica îmi spune te ador. Mulțumesc, Pitica.